Capitolul 3. Agenda Alo, șefu, aici janvie. O zi urâtă, dar fața lui Megre se acoperea uneori de o sudoare imperceptibilă, iar degetele comisarului se agitau de nerăbdare, nu doar din cauza vremii de afară. Situația îi amintea oarecum de angoasele din copilărie, când se afla undeva unde n-ar fi trebuit să fie, știind foarte bine că locul lui era în altă parte. Unde ești, bătrâne? Pe strada Blancs-Manto, Telefonez din prăvălia unui ceasornicar. Tipul e chiar în față, singur, într-un bistrou mizerabil. Pare că așteaptă pe cineva sau ceva. Și iar a băut. Urmă o tăcere. Megre știa foarte bine ce îi va spune inspectorul. Poate că ar fi mai bine să veniți. Povestea dura de dimineață, iar Megre rezista cu încăpățânare. Urmărește-l mai departe. Și sună-mă când apare ceva nou. Se întreba dacă nu greșea, dacă chiar așa trebuia să conducă ancheta. Și totuși nu avea curajul să plece, ceva îl reținea, dar i-ar fi fost tare greu să spună ce anume. Ciudată anchetă, zău! Bine că jurnaliștii nu se ocupau de moartea lui Picior de Lemn. Cel puțin de 20 de ori se întâmplase să murmure pentru sine. Și totuși, bătrânul a fost ucis. Ca și cum crima ar fi trecut pe planul 2, ca și cum, fără să vrea, se gândea mereu la altceva. Or, acest altceva era Felici. Patronul de la Anodor îi împrumutase o bicicletă veche și, cocoțat pe ea, megre mâna cu un urs dresat. Putea să se miște astfel în voie de la Orgeval la Janville și de la Janvil la Orgeval. Timpul era în continuare superb. Era imposibil să-ți imaginezi acel decor altfel decât lumina de razele unui soare primăvăratic, cu flori de-a lungul zidurilor joase din cărămidă și pe marginea răzoarelor, cu mici rentieri care se ocupau cu grădinăritul și se întorceau leneș capul la trecerea comisarului sau a brigadierului Lucas, pe care Megre îl ținuse cu el. Lucas, deși nu sufla o vorbă, găsea și el că era o anchetă ciudată. Se plictisea plimbându-se prin fața casei. De fapt, ce era pus să facă? Să o supravegheze pe Felici? Toate ferestrele casei erau deschise. Servitoarea putea fi văzută umblând încoace și încolo. Făcuse piața ca de obicei. Știa că brigadierul o urmărea. Se temea oare că ar fi putut să dispară din nou? Luca se și punea această întrebare, dar nu îndrăznea să-i facă vreo observație lui Megre, se stăpânea cu greu și fuma pipă după pipă. Ba chiar se întâmpla din lipsă de ocupație să dea cât un șut într-o piatră. Totuși, încă de dimineață, interesul anchetei părea să se fi deplasat în altă parte. Primul telefon fusese dat din strada Lepic. Ma Megre îl aștepta pe terasa Hanului, așezat lângă un laur plantat într-un hârdău vopsit în verde își făcuse deja obiceiuri. Așa se întâmpla peste tot unde se ducea. Aranjase cu funcționarea de la poștă să-l strige pe fereastră dacă era suna de la Paris. Șeful, aici Vie, vă sun de la cafeneaua din colțul străzile Pic. Pe greu și imagina strada în pantă, șaretele negustorilor de zarzavaturi, gospodinele cu papuci vechi în picioare, vânzoleala colorată din piața Blanș și intrarea încadrată de două prăvăli a hotelului Bozejur, unde făcuse pe vremuri o anchetă. Jacques Petion s-a întors acasă la șase dimineața frând de oboseală. S-a aruncat în pat îmbrăcat. M-am dus la Pelican, locul unde cântă. Nu și-a făcut apariția în cursul nopții. Ce fac? Așteaptă și urmărește-l dacă pleacă de acasă. Cumva nepotul nu era chiar atât de nevinovat pe cât părea, iar Megre, în loc să stea agățat de Felicii, n-ar fi făcut mai bine să se ocupe în mod serios de el. Asta gândea Janvie, era les nedeghicit, ceea ce va și insinua la a doua convorbire telefonică. Alo, aici Janvie, tânărul a intrat în debitul de pe strada Fonten, arată la față că o lămâie stoarsă. Are nervos, îngrijorat. S-a uitat în jur ca și cum s-ar fi temut să nu fie urmărit, dar cred că nu m-a observat. Prin urmare, Petion dormise doar câteva ceasuri și o luase iar din loc. Debitul de tutun de pe strada fonteni era frecventat mai ales de băieți dubioși. Ce face? Nu vorbește cu nimeni, supraveghează ușa. S-ar zice că așteaptă pe cineva. Ține-l sub urmărire. Între timp, Megre primise câteva informații despre nepotul bătrânului Lapi. De ce nu era interesat de acest tânăr care voia să ajungă un mare violonist și ca să aibă din ce trăi cânta la saxofon într-un local din Montmartre? Petion trecuse prin momente grele. Ajunsese să încarce noaptea legume la hale. Nu mâncase totdeauna pe de câteva ori fusese nevoit să-și amaneteze fioara. Nu vi se pare bizar șefule, că își petrece întreaga noapte bătând în străzile, fără să pună piciorul la pelican, iar acum ar trebui să-l vedeți. Aș vrea să-l puteți să-l vedeți. Se simte că îl chinuie ceva și că e frică. Poate că dacă ați fi aici. Dar răspunsul fusese mereu același. Țin-l sub urmărire. Între timp, Megre, cocoțat pe bicicletă, făcea naveta între terasa de la Noodor, unde aștepta telefoanele și casa roz unde o găsea pe felisi. Intra, se plimba ca la el casă. Ea se prefăcea că nu-l bagă în seamă, își vedea de treburile ei, pregătea masa. Dimineața se dusese la Melanie Șoșoa să cumpere de aleguri. Uneori îl privea pe comisar drept în față, dar era cu neputință să citești vreun sentiment în ochii ei. Megre voia să o sperie, era prea sigură de ea de la început. Nu se putea ca această atitudine să nu ascundă ceva, iar el pândea momentul de slăbiciune. Și totuși, bătrânul a fost ucis. Tot timpul se gândea la ea, doar la ea, ei voia să-i smulgă secretul. Dăduse târcoale prin grădină, intrase în pivniță de 5-6 ori, unde băuse câte un pahar de vin roze, devenindu-i și asta o obișnuință făcuse și o descoperire. Răscolind cu furca prin grămada de mraniță de la poalele gardului viu, scosese la iveală un pahar de lichior, asemenea celui găsit în prima zi de pe masa de sub I Îl arătase și ei. Nu aveți decât să căutați amprentele digitale, îi zisese Felicii, disprețuitoare, fără să se tulbure câtuși de puțin. Când urcase în încăperile de sus, nu venise după el. Scotocise camera lui la până în cele mai mici unghiere. Trecuse pe partea cealaltă a palierului și, la felisi, începuse să deschidă sertarele. Probabil că l-auzea mergând de colo-colo deasupra capului ei. Oare era teamă? Vremea era tot superbă, aerul era călduț, iar pe fereastră intrau adieri parfumate și cântec de păsărele. Pusese mâna pe agenda aflată în șifonierul lui Felici printre ciorapii și lingeria în dezordine. Nu degeaba aș numea picior de lemn servitoarea Papa Galmoțat. Și lenjeria intimă o prefera colorată, roz agresiv, verde tare, cu dantele late de o palmă, chiar dacă bentițele intercalate erau false. Ca să o scoată din sărite, Megre coboruse în bucătărie să citească paginile agendei care era pe anul dinainte. Felici curăța cartofi și îi lăsa să cadă într-o găleată albastră mai lată. 13 ianuarie. De ce n-a venit? 15 ianuarie. Să-l implor. 19 ianuarie. Chinul nesiguranței. Să fie nevasta lui. 20 ianuarie. Bosu înflată. 23 ianuarie. În sfârșit. 24 ianuarie, beția începe. 25 ianuarie, beție. 26 ianuarie, tot el, buzele lui, fericire. 27 ianuarie, lumea e prost făcută. 29 ianuarie, ah, să plec, să plec. Din când în când, Megre ridica ochii, iar Felicii se prefăcea că nu-l bagă în seamă. Se străduise să râdă, dar râsul lui sunase fals ca al unui călător care încearcă să mângâie o servitoare de la Han și se scuza apoi cu glume de ochiate. Cum îl cheamă? Nu vă privește! E căsătorit? Privea... privire mânioasă de felină care și-a puii? E mare dragoste? Ea nu răspundea, iar el se încăpățâna să insiste. Megre era supărat pe el însuși că se încăpățâna, își repeta că greșește, se gânda la strada Lepic, la strada Fonten, la tânărul speriat care umbla năuc de ieri seară, lovindu-se de ziduri ca un bondar înnebunit. Auzi, răguțo, aici te întâlneai cu bărbatul ăsta? De ce nu? Stăpânul tău știa? Nu. Nu putea continua să-i mai pună astfel întrebări acelei fete care îl lua peste picior. E adevărat că nici faptul că se dusese la Melanie Șoșoa nu fusese o idee mai deșteaptă. Sprijinise bicicleta lângă vitrină și așteptase plecarea unei femei care cumpăra o conservă de mazăre. Auziți, doamnă Șoșoa, servitoarea domnului Lapii va avea mulți iubiți. Probabil că avea. Ce vreți să spuneți? În orice caz de vorbi vorbea totdeauna despre același, da, asta e treaba ei. Deseori era tare tristă biata fată. Un bărbat căsătorit? S-ar putea. Probabil că de aceea vorbea tot timpul de piedici, atât îmi spunea. Posibil să-i fi spus mai multe servitoarei domnului Forentin Leontin. Un om fusese ucis și iată că Megre, om serios în puterea vârstei, se ocupa de iubirile unei puștoaice romanțioase, după cum se putea vedea și din paginile carnetului. 17 iunie, melancolie. 18 iunie, tristețe. 21 iunie, lumea e un paradis fals unde nu-i destulă fericire pentru toți. 22 iunie, îl iubesc. 23 iunie, îl iubesc. Megres sunase apoi la ușa familiei Forentin. Leontin, servitoarea administratorului, era o fată de vreo 20 de ani, cu o față mare și rotundă. Se speriase imediat. Nu voia să-i facă rău prietenei sale. Bineînțeles că îmi povestea tot, mă rog, tot ce voia să-mi spună. Venea deseori la mine ca o vijelie. și le închipuia foarte bine pe amândouă, una cu gura căscată de admirație, iar felisii cu parte siul aruncat neglijent pe umeri. Ești singură? Da, ca ai ști, fată. Și vorbeau, vorbeau, așa cum vorbesc tinerele între ele. Ne-am întâlnit. Sunt atât de fericită. Biata Leontin nu știa ce să răspunde la întrebările lui Megre. N-am să vorbesc de rău niciodată. Felicia a suferit atât de mult. Din cauza unui bărbat, de câteva ori a vrut să se omoare. Noi iubea? Nu știu, nu mă chinuiți. Știi cum îl cheamă? Nu mi-a spus niciodată. L-ai văzut? Nu. Unde se întâlnea cu el? Nu știu. Era amanta lui? Leontin băigui roșind. Odată mi-a mărturisit că dacă ar avea un copil... Ce legătură avea asta cu asasinarea bătrânului? Megre plecase mai departe, stăpânit din ce în ce mai mult de acea temere vagă care anunță gafa. Asta e. Iată-l din nou pe terasa Hanului. Funcționarea de la poștă îi face semn. Cei de la Paris au telefonat deja de două ori. Or să vă sune dintr-un moment în altul. Tot vie. Nu, nu era vocea lui, ci un glas necunoscut. Alo, domnul Megre? nu era de la Cheidor Sunt un ospătar de la bufetul gării San Lazar. Un domn m-a rugat să vă telefonez ca să vă spun... Ah, stați puțin, na că i-am uitat numele. Parcă fevrier, janvie. Exact, a luat trenul spre Ruan. Nu putea să aștepte, credea că poate o să fiți la Ruan când va sosi trenul. Spunea că dacă luați o mașină... Altceva? Nimic, domnule, m-a rugat să-i fac acest serviciu și îi l am făcut ce mai însemna și asta? Dacă Janvier luase brusc trenul spre Rouen, însemna că Petion plecase spre acel oraș. Un moment de ezitare. Ieși din cabina telefonică unde se sufoca și își șterse sudoarea de pe față sub privirile curioase ale funcționarei. O mașină. Ar putea găsi o mașină. Ei, la naiba! Bombăni el. Janvier să se descurge cum știe. Inspectarea celor trei camere nu dăduse niciun rezultat în afară de descoperirea agendei. Lucas se plictisea de moarte în fața la capul horn, iar oamenii din casele vecine se uitau uneori la el de după perdele. În loc să se repeadă pe urmele ciudatului nepot, megrem încă la terasa hanului, își savură cafeaua și păhărelul de rachiu vechi, după care urcă oftând pe bicicletă. Între dădu lui Lucas un pachet cu sandvișuri, apoi cu coasta până la poasii descoperi repede crâșma unde se ducea Felisi Duminica. Era o construcție din lemn pe malul Senei. Nu era nimeni la ora aceea și patronul însuși, un vlășgan în pulover, îl întrebă ce dorește. După cinci minute așezați la masă la un păhărel, cei doi își dă dură seama că se cunosc. Lumea e mică. Omul care strângea banii duminica între dansuri fusese un fel de luptător la bălciuri și avusese ceva necazuri cu poliția. El îl recunoscuse primul pe comisar. Nu cumva pentru mine ați venit? Să știți că duc o viață cât se poate de liniștită. Sigur, sigur, răspunse Megre zâmbind. Cât privește clientela, nu, domnule comisar, nu cred că veți găsi ceva la mine. Mii de nete, slujnii, huțe, tineri, simpli și de treabă, care. O cunoști pe Felisi? Pe cine? O fată cam ciudată, slabă, ca un cu un nas ascuțit și fruntea bombată, tot timpul îmbrăcată pe striți. Papa Ia uite, bătrânul la spunea papagal moțat. Ce-a făcut? Nimic. Aș vrea să știu doar cu cine se întâlne aici. Ca să zic așa cu nimeni. Nevastă mea, Ei, nu, nu o cunoașteți, e o persoană serioasă. Nevastă mea zic, îi spunea prințesa din cauza că își dădea aere. N-am putut să aflu niciodată cine era femeiușca asta. Chiar că își dădea aere de prințesă când venea pe aici. Dansația până ca un țăruș. Dacă îi punea întrebări, lăsa să se înțeleagă că nu era ce se credea, că venea aici incognito, vrajală ce mai să vedeți. Se așeza totdeauna la masa asta singură și sorbea din pahar cu degetul mic ridicat. Domnișoara nu dansa cu oricine. Mi-aduc aminte că duminică... Mă greu și imagina mulțimea dansând pe podeaua care tremura, vacarmul făcut de acordeon și pe patron cu mâinile în șolduri, așteptând să treacă printre perechi ca să ia banii. Dansa cu un tip pe care l-am mai văzut undeva, dar zău că nu mi-am intescunde. Unul mic voinic cu nasul puțin strâmb, n-are importanță, dar știu că o cam strângeam brațe. La un moment dat, în mijlocul dansului, i-a ars o palmă. Am crezut că o să iasă cu scandal. M-am dus spre ei. Nici vorbă, tip, o o fără să zică pâs, iar prințesa s-a așezat cu demnitate la locul ei și a început să se pudreze. Probabil că Janvier ajunsese de mult la Ruan. Megre își lăsă bicicleta la terasa hanului și se întoarse la umbra răcoroasă a oficiului poștal. Nu m-a sunat nimeni?" Doar un mesaj să telefonați la brigada centrală de la Ruan. Vă fac legătura." Îi răspunse însă un inspector și nu Jean Comisarul Megre, iată ce am fost rugat să vă transmitem." Tânărul a ajuns la Rouen după ce a intrat prin vreo 10 baruri din Montmartre. Se pare că n-a vorbit cu nimeni. De fiecare dată părea că așteaptă pe cineva. La Rouen s-a îndreptat imediat spre cartierul cazărmilor. A intrat într-o braserie cu femei pe care cu siguranță că o cunoașteți. Tivoli. A stat acolo cam o oră după care a rătăcit pe străzi și a ajuns la gară. Pare din ce în ce mai obosit, mai descurajat. Acum așteaptă trenul spre Paris și inspectorul Jean Vie continuă să-l fileze. Megre două ordinele obișnuite, să fie interogat patronul braseriei, să se afle cu ce femeie se întâlnise acolo pe Tion, ce voia, etc. Încă se mai afla în cabină când auzi un zgomot înnebușit, ca la trecerea unui autobuz. Dar când ajunse în birou, își dădu seama că era semnul prevestitor al furtunii care se apropia. Mai așteptați vreun telefon?" întrebă funcționarea care nu se mai distrase niciodată atât de bine. Posibil, îl voi trimite aici pe brigadier." ce pasionant e să fii polițist! Noi, în colțul nostru uitat de lume, nu vedem niciodată nimic!" Megre bi mașinal, în loc să dea din numeri cum fusese tentat să facă, apoi porni din nou spre Jeanville și tot drumul repetă. Va trebui să vorbească!" Se apropia furtuna. Orizontul devenea de un mov amenințător, razele oblice ale soarelui păreau ascuțite și muștele pișcau. Du-te la Anor, Lucas, răspunde tu la telefon dacă sună cineva. Apoi deschise ușa casei cu aerul hotărât al unui om care s-a lăsat prea mult tras pe sfoară. Acum s-a terminat. Se va duce la afurisita de Felici și o va scutura zdravă în ca să o intimideze. Gata, drăguț, o s-a terminat cu joaca. Știa că era acolo. Văzuse perdeaua mișcându-se la parter în momentul în care îi spunea lui Lucas să plece la Orgeval. Intră tăcere. În bucătărie cafeaua fierbea. În grădină nu era nimeni. Megre se încruntă. Felicii! O chemă el cu glas căzut. Felicii! Începea să ridice tonul, apoi strigă furios. Felicii! O clipă se întrebă dacă nu cumva îl păcălise din nou și îi scăpase printre degete. Nu, căci auzi un zgomot ușor la etaj ca hohotul de plâns al unui copilaș. Urcă treptele câte patru odată, se opri în pragul camerei lui Felici și o zări întinsă cât era de lungă pe divan. Plângea cu fața în pernă și chiar în acel moment începură să cadă picături mari de ploaie, iar curentul trânti o ușă rămasă deschisă undeva în casă. Ce ai?" mormăi el. Ea nu făcu nicio mișcare, spatele îi se agita, s-a gadat. O atinse pe umăr cu mâna, ce ai, drăguțo? Prin cap îi trecu o idee, dar o alungă. Totul era numai teatru. Felici și-a ales momentul, ba chiar și poziția. Și cine știe dacă nu, mai întâmplător avea rochea ridicată mult deasupra genunchilor. Ridică-te, drăguțo! Ia te uite, îi de, de ascultare. Felici de, de ascultare fără să se împotrivească ceea ce era cel puțin neașteptat. Acum se ridica în capul oaselor, avea ochii scăldați în lacrimi, fața plină de urme roșii și se uita la el cu o expresie atât de necăjită, încât Megre se simțea o brută. Ce ai pățit? Ei, haide, spune!" Ea scutură din cap. Nu putea să vorbească. Îi dădea de înțeles că ar vrea să-i spună totul, dar că e imposibil și-și ascundea iar fața în mâini. Megre rămăsese în picioare și, părându-i se că stă prea sus față de ea, luă un scaun, se așeză la capătul patului, apoi, după o scurtă ezitare, căci încă nu era sigur pe deplin, o prinse de o mână ca să-i îndepărteze de fața plină de lacrimi. Nu s-ar fi mirat prea mult dacă, sub degetele crispate, ar fi descoperit o față ironică. Dar Felicii chiar plângea. Plângea ca un copil fără să-i pese de cochetărie și tot cu o voce de copil băigui. Sunteți un rău!" Eu sunt rău, ba, nu, drăguțo, liniștește-te. Chiar nu înțelegi că e în interesul tău? Ea scutură din cap în semn că nu. Înțelege, firar, să fie că a avut loc o crimă, iar tu ești singura persoană care cunoștea destul de bine locuința ca să... Nu spun că ți-ai ucis stăpânul. Nu era stăpânul meu. Știu, mi-ai zis, să spunem că era tatăl tău, pentru că asta ai vrut să insinuezi, nu? Să spunem că bătrânul la pic cândva a făcut niște prostii și că pormă te-a luat la el. Tu moștenești totul, tu profiți de pe urma morții lui. O luase prea repede. Felici se ridică dreaptă în fața lui ca o statuie a indignării. Chiar așa, drăguț, o stai jos. În mod logic ar fi trebuit deja să te arestezi." Sunt pregătită. Ce pacoste! Megre ar fi preferat de o mie de ori să aibă în față cel mai viclean excroc, cel mai îngrozitor recidivist. Pur și simplu nu putea să-și dea seama când juca teatru și când era sinceră. Dar era vreodată sinceră. Simțea că Feliciul îl observa, îl observa tot timpul cu o luciditate înspăimântătoare. Nu e vorba de asta, e vorba să ne ajuți. Omul care a profitat de momentul când te aflai la băcănie ca să-ți ucidă stăpânul, mă rog, ca să-l pe Jul Lapi, cunoștea destul de bine obiceiurile casei ca să. Se așeză epuizată pe marginea patului și murmură: Vă ascult! De altfel, de ce ar fi adus la pin camera lui un necunoscut? A fost ucis în camera lui. Nu avea niciun motiv să urce în cameră la acea oră. Avea treabă în grădină. Și l-a cinstit cu băutură pe vizitator, el care era cam zgârcit. Era un moment în care Megre trebuia aproape să strige ca să acopere zgomotul tunetului. Deodată bubuitul răsună atât de puternic încât Felisil prinse instinctiv de mână. Mi-e frică. Tremura. Chiar tremura. N-are de ce să-ți fie frică. Sunt aici. Era o idioțenie ce spunea, iar me greștea foarte bine asta. Ea profită imediat de tulburarea lui, pe fața ei se accentuă expresia de suferință și zise cu un glas tânguitor. Îmi faceți atâta rău și puteți să faceți și mai mult rău, sunt nefericită. Dumnezeule, ce nefericită sunt! Iar dumneavoastră, dumneavoastră... Îl privi cu ochii mari și rugători. Va cășura pe mine pentru că sunt slabă, pentru că n-am pe nimeni să mă apere. Un om a stat toată noaptea și toată ziua în fața casei și la noapte va fi iar acolo. Cum îl cheamă pe individul pe care l-ai pălmuit duminică la dans? Ea se pierdu o clipă, apoi rânji și zise. Vedeți? Ce să văd? Pe mine mă urmăriți, pe mine mă urmăriți cum verșunare ca și cum... Ca și cum mațiură. Ce v-am făcut? Da vă implor, spuneți-mi ce v-am făcut!" Ar fi fost momentul să se ridice în picioare, să sfârșească odată și să vorbească serios. Asta și voia să facă megre. N-ar fi vrut pentru nimic în lume să-l poate vedea cineva aici, în clipa aceea de pe palier. Prea târziu. Nu reacționase destul de repede, iar Felici devenise mai vehementă, profitând de bubuitul tunetului ca să-l prindă de mână să vină mai aproape de el. Îi simțea răsuflarea caldă în obraz și îi vedea fața aproape lipită de-a lui. Pentru că sunt femeie? Sunteți ca Forentin?" Ce are a face Forentin? Mă vrea, mă urmărește. Mi-a spus că voi fi al lui într-o zi și că până la urmă voi. Poate că era adevărat. Megreu greu și amintit de fața administratorului, de zâmbetul lui oarecum ciudat, de mâinile lui mari și senzuale. Asta vreți? Spuneți. Mai bine decât. Nu, drăguțo, nu. De data asta se ridică și o respinsă. Te rog să cobori. Nu avem nicio treabă în camera asta. Dumneavoastră ați venit. Nu e un motiv să mai rămânem aici și mai ales să-ți bagi în cap astfel de idei. Te rog să cobori. Să mă aranjez puțin. Se pudră uitându-se dintr-o parte în oglindă. Vezi, vedea că o să provocați o nenorocire, zise ea căindu se Ce nenorocire? Nu știu, în orice caz, dacă voi fi găsită moartă, nu o fi proastă. Haide! Împinse înaintea lui. Furtuna întunecasă atât de mult cerul, încât megre trebuie să aprindă lamba de la bucătărie. Cafeaua fierbea pe aragaz. Cred că prefer să plec, zise ea oprind gazul. Unde? Oriunde, ha, barnam, da. Voi pleca și nu să mă mai găsească nimeni. A, am greșit că m-am întors. N-ai să pleci. Ea vom printre dinți prea încet ca să fie sigur că auzise bine. Rămâne de văzut. Megre aruncă o nadă. Dacă vrei să te întâlnești cu tânărul Petion, poți să spui imediat că se află într-o braserie cu femei din Ruan. Nu ia de... Se opri la timp și zise. Ce mă privește pe mine? El e? Cine? Ce vreți să spuneți? El e amantul tău. Iar se disprețuitoare. Un puștean care n am plini 20 de ani. În orice caz, biata de tine, pe el încerci să-l salvezi. Nu încerc să salvez pe nimeni și să știți că nici nu vă mai răspund. N-aveți dreptul să vă țineți de mine toată ziua și să mă tracați. casați. Am să mă plâng. Plângete. Vă credeți deștept, nu? Și aveți putere. Vă luați de o fată pentru că știți foarte bine că nu e în stare să se apere. Megre își puse pălăria și, deși afară ploua, se îndreptă spre ușă, hotărât să se întoarcă la anodor. Nu-i spuse nici măcar la revedere. Se sătura se de ea. Greșise. Trebuia să ia totul de la început să abordeze ancheta altfel. A atâta pagubă dacă avea să lude ploaia. De dusă iasă și felisise repezi după el. Nu plecați. De ce? Știți foarte bine, nu plecați. Mi-e teamă de furtună. Și era adevărat. De data asta, nu mințea. Tremura toată, îl implora să rămână, era recunoscătoare dacă revenea în bucătărie, să stea jos, chiar dacă era bosunflat, dar să stea jos totuși. Apoi îi propuse ca un fel de mulțumire. Vreți o ceașcă de cafea? Vreți și un păhărel?" Se strădui să zâmbească și servindul repetă. De ce sunteți atât de rău cu mine? Care nu v-am făcut nimic?" Capitolul 4. Figura cu taxiul Megre mergea la deal pe strada Pigal, fără grabă, cu mâinile în buzunarele pardesiului, căci era trecut de miezul nopții și furtuna corise aerul, iar pe trotoare stăruiau din loc în loc dâre de umezeală. Sub firmele luminoase, portarii localurilor de noapte îl recunoscuseră imediat când trecuse, iar clienții, în picioare în jurul teșghelei, în formă de potcoavă din prăvălia de tutun și băuturi de la colțul străzii Notre-Dame de Loret, se priviseră întrebători. Un profan nu, a, nu ar fi observat nimic. Totuși, de la un capăt la celălalt al cartierului în Montmartre, unde mișul în octambuli avea loc o mișcare imperceptibilă, precum freamătul prevestitor de vijelie deasupra apei unui iaz, megre știa asta. Era mulțumit. Cel puțin aici nu mai avea de-a face cu o fată care plângea sau îl sfida. Trecea pe lângă siluete cunoscute, ghicea consemne care se răspândeau din gură în gură, ajungând până și în toaletele localurilor de dans, unde, alertate, femeile de serviciu ascundeau la iuțeală pliculețe de cocaină. Pelican era acolo, la stânga, cu firma lui albastră de neon și cu negrul ce stătea la intrare. Cineva se ivi din întuneric, își potrivi pasul cu al comisarului și o voce rosti ca un oftat. Ce bine, îmi pare că v-ați întors!" Era Janvier care explica cu o indiferență pe care unii ar fi putut-o lua drept cinism, deși sentimentul nu era atât de profund pe cât părea. Era termina șefule, nu mi-era teamă decât că se va porni să mărturisească singur. Era praf. Cei doi bărbați se opriră la marginea trotuarului ca și cum s-ar fi bucurat de răcoarea de după ploaie, iar Megre își umplu încă o pipă. De la Ruan nu mai era în stare să reziste, în timp ce așteptam trenul la bufet, de zece ore am crezut că se va repezi la mine ca să spună tot. E un păcălici! Megre nu scăpă nimic din tot ceea ce se întâmpla în jurul lui. Câți indivizi cu conștiința încărcată o luau discre din loc sau puneau la adăpost lucruri compromițătoare din cauza prezenței sale la marginea trotuarului. În tren pur și simplu s-a prăbușit. La gara San Lazar nu știa ce să facă. Poate că era și puțin amețit pentru că a băut mult începând de ieri. Până la urmă s-a întors la el acasă pe strada Pic. Probabil că s-a spălat și a îmbrăcat un smoking. A mâncat fără tragere de inimă într-un restaurant modest din piața Blanche și apoi s-a dus la muncă. Vă duceți acolo? Mai aveți nevoie de mine? du te la culcare, dragă Jean-Vie." Dacă Megre avea nevoie de cineva, lăsase doi oameni la dispoziția lui pe chei de orfrevră. Haide, zise Megre oftând. Și intră la pelican, du din numeri când văzu cum negrul se repezea spre el, crezând că trebuia să zâmbească cu gura până la urechi și refuză să lase par siul femeii de la garderobă. Muzica orchestrei se auzea prin perdelele de catifea ce mascau intrarea în sală. Un mic bar la stânga, două femei care căscau, un băiat de bangata, deja beat. Patronul lui ieși grăbit în întâmpinare. Salut, mormăi comisarul. Patronul era evident îngrijorat. Auziți? Sper că nu e nimic rău. Nu, nu. Și greu de du la o parte, apoi se așeză într-un colț, nu departe de podiumul pe care cânta orchestra. Whisky? O bere. Știți foarte bine că nu avem bere. Atunci un coniac cu apă. Atmosfera din jur era lamentabilă. Căutai clienții cu lumânarea. Oare era măcar un client adevărat în sala îngustă unde lămpile discrete răspândeau doar o lumină roșiatică, lumină ce se preschimba în violet când orchestra cânta un tango? doar animatoare. Acum, când știau cine era noul venit, nu-și mai dădea o steneală să danseze între ele, iar una chiar își continua croșetatul. Pe stradă, Petion, în smoking, părea mai slab și mai tânăr decât era în realitate. Era tras la față, avea părul lung, blond, ochii erau înroșiți de oboseală și de neliniște și, deși se străduia, nu putea să-și ia privirea de la comisar, care aștepta. Jean-Vie avea dreptate era terminat. Există semne care nu înșală, care arată cu claritate că un om e la capătul puterilor, că mașinăria s-a stricat, că e cuprins de un soi de amețeală și că nu-și mai dorește să facă decât un singur lucru, să sfârșească, să scape de tot ce are pe suflet. Era atât de evident încât un moment ai fi putut crede că Jacques Petion va lăsa jos saxofonul și se va repezi spre Megre. Un om în culmea spaimei nu arată deloc frumos. Megre mai văzuse și alții, el însuși condusese cu mare pricepere unele interogatorii, care durau câteodată 24 de ore și chiar mai mult, ca să-și aducă interlocutorul sau mai curând pacientul la această prăbușire fizică și morală. De data asta nu făcuse nimic. Nu crezuse în pista pe Dion, nu o mirosise nu-i acordase atenție hipnotizat de acea ciudată felicită la care se gândea într-una. Bău! Probabil că Petion se mira că era atât de indiferent. Mâinile sale cu degete lungi și subțiri tremurau, iar colegii din orchestră se uitau la el pe furiș. Ce rost avusese căutarea îndârjită din cursul celor 48 de ore de adevărată nebunie? De ce speranță se agăța? Pe cine aștepta în cafenelele și barurile în care intrase rând pe rând, cu privirea țintită spre ușă, alegându-se doar cu decepții, mergând apoi să caute în altă parte pentru ca în cele din urmă să plece la Ruan, unde se repezise spre o braserie cu femei din cartierul cazărmilor? Era stors. Chiar dacă Megre nu ar fi fost acolo, ar fi venit el singur, ar fi urcat împiedicându-se scara plină de praf de la chei de zorfevră și ar fi cerut să stea de vorbă cu cineva. Gata. Orchestra făcea o mică pauză. Acordeonistul se îndreptă spre bar ca să bea un păhărel. Ceilalți vorbeau între ei cu glas căzut, în timp ce Petion așeză instrumentul pe un suport și coboru cele două trepte. Trebuie să vă vorbesc." Băigui el. Iar comisarul îi răspunse cu o voce tare blândă. Știu, dragule." Acolo?" Megre să uită scârbit la decorul din jur. Nu era nevoie să-l lase pe tânăr să se dea în spectacol pentru că probabil avea să-i zbugnească în plâns. Nu ți-e sete?" Petion făcusem că nu. Atunci, să plecăm." Megre plăti consumația, deși patronul se apropiase în mare grabă ca să-i spună că nu costă nimic. Auzi, cred că va trebui să te lipsești de saxofon în noaptea asta. Ne ducem să facem o plimbare în doi. Ia spălăria și pardesiul, Petion." N-am pardesiu." Ajuns pe trotuar, trase cu putere aer în piept ca și cum s-ar fi aruncat în apă și începu. Domnule comisar..." E mai bine să vă mărturisesc totul. Nu mai pot. Tremura din tot corpul. Probabil că vedea luminile străzii dansând în jurul lui. Patronul de la pelican și portarul cel negru se uitau în urma lor. Ai tot timpul, băiete. Îl va duce la chei, era cel mai simplu câte închete nu se terminaseră la ora aceea în biroul lui Megre, când sediul poliției judiciare era pustiu, când omul de pază veghea pe culoar, iar lampa cu abajur verde lumina straniu fața interlocutorului, căruia îi cedaseră nervii. Dar omul de lângă el era doar un puștan. Megre era morocănos. Hotărât lucru în cazul ăsta avea de-a face doar cu adversari de doi bani. Intră!" Îl împinse într-o braserie din piața Pigal pentru că avea poftă să bea o bere înainte de a chema un taxi. Ce bei?" Mi-e indiferent, jur, domnule comisar, că n-am..." Sigur, sigur, o să-mi povestești tu totul." Kellner, două beri." Te du din numeri. Doi clienți, recunoscându-l, preferară să-și lase supa de ceapă și să dispară. Altul intrase în cabina telefonică și prin geamul în formă de rom putea fi văzut cum să cu umerii a plecat spre aparat. Iamanta ta? Cine? Mai, mai, puștul era sincer mirat. Există intonații care nu te pot înșela. Felici. Și Petion repetă ca un om căruia această idee nu i-a trecut niciodată prin minte și nu mai înțelege nimic. Felici, amanta mea! Nu înțelegea. Era pe punctul de a începe o confesiune dramatică și iată că omul ce avea în mâini soarta lui, acest megre care își trimisese haita de inspector pe urmele lui, îi vorbea de servitoarea unchiului său. Jur, domnule comisar, Bine, hai să mergem. Erau ascultați. Două femei uși trăgeau la ei cu urechea, prefăcându-se că își pudrează nasul și nu era cazul să se dea în spectacol. Erau din nou afară. La câțiva metri de ei, în întunericul din piața Pigal, se zărea un șir de taxiuri, iar Megre ridică brațul ca să facă semn. Foarte aproape, la colțul trotuarului, un agent de poliție privea în gol. Și chiar în acel moment răsună o detunătură. Comisarul a avut impresia că se mai aude una, aproape în același timp cu prima și un taxi de mare brusc în direcția bulevardului roșeșcu Șart. Totul se petrecu atât de rapid, încât o secundă nu văzu că însoțitorul său dusese o mână la piept și se clătina căutând să se prindă de ceva cu cealaltă mână. Te-a nimerit?" Întrebă el mașinal. Agentul de poliție se repezise spre șirul de taxiuri. Se urcă în unul dintre ele care demară la rândul lui. Un șofer binevoitor sări să dea o mână de ajutor. Petion căzu cu mâna la plastron încercând să strige, dar se auzi doar un zgomot ciudat, ridicol de slab. A doua zi dimineață, ziarele se vor mulțumi să publice un mic anunț. Noaptea trecută, în piața Pigal, un instrumentist numitul Jacques P. a fost împușcat în piept. Glonțul a fost tras de un necunoscut care a fugit cu taxiul. S-a organizat imediat o urmărire, dar ucigașul nu a putut fi prins. Se presupune că este vorba de o reglare de conturi sau de un act de gelozie. Rănitul aflat în stare grav a fost transportat la Bojon. Poliția a deschis o anchetă. Nu era adevărat. Poliția nu dă presei în mod obligatoriu comunicate exacte. Sigur, Jacques Petion se afla la Bujon. Sigur, starea sa era gravă, atât de gravă, încât doctorii nu erau siguri că îl vor putea salva. Avea plămânul stâng perforat de un glonț de calibru mare. Cu urmărirea era altă poveste. Megre, aflat în biroul directorului poliției judiciare la ora raportului, vorba despre asta cu amărăciune. E, vina mea, șefule, aveam poftă de o bere. Și mai voia în capuștu să-și revină puțin înainte de la duce aici. Era la capătul puterilor. Fusese hăitui toată ziua. Evident, am greșit. Dar pot să jur că cel care a profitat de asta știe meserie. Când am auzit de tunătura, m-am ocupat de băiat. L-am lăsat pe agent să conducă urmărire. Ați citit raportul. Taxiul a mers în mare viteză până la capătul celălalt al orașului, în piața Italiei, unde s-a oprit brusc. Era înăuntru nu era niciun pasager. Șoferul a fost arestat cu toate protestele lui. Totuși am fost tras pe sfoară urât de tot. Aruncă o privire furioasă pe procesul verbal cu interrogatoriul șoferului. Staționam în piața Pigal când un necunoscut mi-a oferit 200 de franci ca să joace o festă unui prieten după cum s-a exprimat el. Avea să facă o petardă să bubuie, astea sunt cuvintele lui, și la acest semnal eu trebuia doar să demarez brusc și să mă îndrept în mare viteză spre piața Italiei. Cam naiv pentru un șofer de noapte. Totuși, ar fi fost greu să dovedească pe deplin că mințise. Nu l-am văzut bine pe client pentru că stătea în umbră pe partea cu rondul și ținea capul în jos. Era un om lat în numeri cu haine închise la culoare și pe cap pălărie gri, semnalmente care se puteau potrivi oricui. O figură pe care vă asigur că n-am să uit, bombă nimegre. Cui i-a trecut prin minte așa ceva? S-a strecurat între două taxiuri sau un vreun colț întunecos. A tras. În acel moment mașina a plecat în trombă și pe bună dreptate toată lumea și-a imaginat că asasinul era înăuntru. S-a pornit în urmărirea ei, iar omul nostru a avut timp să o șteargă sau poate chiar să se amestece prin mulțime. Ceilalți șoferi care staționau acolo au fost interogați, n-au văzut nimic. Unuia singur, un bătrân pe care îl cunosc de mult timp, i s-a părut că zărește o siluetă care o colea bazinul. Când te gândești că saxofonistul era gata să vorbească, era dispus să spună totul chiar la pelican, iar megrenul lăsase. Acum Dumnezeu știa când vor putea să-l interogheze și dacă va mai fi posibil. ce ai de gând să faci? Exista metoda clasică. Incidentul se petrecuse în mormartră, într-un perimetru bine determinat. Puteau fi interogați vreo 50 de indivizi, oameni cunoscuți de poliție și care se aflau în noaptea aceea în sector, toți cei ce se agita să pești în plas atunci când prezența comisarului Megre fusese semnalată pe strada Pigal. Unii dintre ei nu erau deloc curați, forțând puțin, amenințându-i că poliția își va băga nasul în micile lor afaceri, s-ar fi putut obține unele informații. O să pun un om sau doi să se ocupe de asta, iar eu... Degeaba se străduia. Ața îl trăgea în altă parte, încă de la început, de când pusese piciorul în lumea aceea de mucava din Jeanville. Oare ezitarea aceea de se depărta de capul horn și de a felisi nu fusese un fel de presentiment? Dar evenimentele îi arătaseră că se înșelase. Acum totul lăsa să se creadă că secretul morții bătrânului Lapi trebuia căutat în jurul pieței Pigal, nu o să mă întorc totuși acolo. Petiona avusese timp să-i spună doar un singur lucru. Felicin nu era amanta lui. Păruse uluit când Megrei vorbise despre ea ca și cum nici măcar nu-și imaginase așa ceva vreodată. Era opt și jumătate. Megrei telefonă soției sale. Tu ești? A, nu, nimic deosebit. Nu știu când voi veni acasă. Era obișnuită. Megre puse rapoartele în buzunar, printre altele și unul din Ruan, cu informații despre toate femeile care lucrau la Tivoli. Petion nu urcase cu niciuna dintre ele. După ce intrase, se așezase într-un colț și două dintre doamnele cu pricina se instalaseră alături de el pe bancheta acoperită cu catifea stacojie. E aici una pe care o cheamă Adel?" întrebase el. Ai rămas în urmă, scumpule, Adel, nu mai e de mult la noi. Te referi la una mică și brunetă cu țâțele ca două pere, nu?" Nu avea habar. Știa doar că voia să găsească o adel care fusese cu un an în urmă în acea braserie. Dar ea plecase de luni de zile. Nimeni nu știa unde. Nu putea să caute toate femeile numite Adel din toate casele de toleranță din Franța. Un inspector avea să cerceteze metodic camera saxofonistului de pe strada Lepic. Janvier, care nu se bucurase de prea multă odihnă, avea să-și petreacă ziua în preajma pieței Pigal. Cât despre Megre, el luase iar trenul din gara San Lazar, coboruse la Poasi și pornise pe drumul în pantă care ducea la Janville. După furtuna din ajun, pajiștile păreau și mai verzi, iar cerul era, cerul era de un albastru delicat. Zări curând casele roz și o salută prin vitrină pe Melanie Șoșoa, care îl privi absentă cum trecea pe drum. De ce îi făcea plăcere să o reîntâlnească pe Felisi? De ce grăbea fără să vrea pasul? Zâmbi, gândindu-se la proasta dispoziția lui Lucas, după o noapte de pândă în față la capul horn. Îl zări de departe, așezat pe marginea drumului cu pipa stinsă în gură. Probabil că era somn. Probabil că era foame. Ceva nou, Lucas? Nimic, șefule, tânjesc după cafea și un pat, dar mai întâi cafeaua. Avea ochii umflat de nesom, pardesiul și fonat, iar pantofii și partea de jos a pantalonilor erau o murdare de noroi roșiatic. Du-te totuși la anodor, am noutăți. Ce? Muzicantul a fost împușcat. L-ai fi putut acuza pe comisar de indiferență, dar brigadierul Lucas nu se lăsă înșelat și plecă dând din cap. Ei, Megre privi în jur cu satisfacția cuiva care se regăsește într-un decor familiar, apoi se apropie de ușa vilei. Ba nu, preferă să dea ocol casei și să intre prin grădină. Deschise portița, ușa de la bucătărie era deschisă și rămase un moment înmărmurit de uimire, întrebându-se dacă nu cumva are să îi zbucnească în râs. La zgomotul pașilor săi, Felici venise până în prag, unde stătea dreaptă, cu fața la el privindu-l cu severitate. Dar ce avea Dumnezeule Mare? De ce arăta atât de neobișnuit? Nu din cauza plânsului avea ochii umflați și obrajii presărați cu pete roșii. În timp ce Megre se apropia de ea, Felicii rosti cu o voce mai acră ca niciodată. Ei bine, sunteți mulțumit? Ce s-a întâmplat? Ai căzut pe scară? Nu merita să puneți un polițist să stea zi și noapte în fața casei. Câinele dumneavoastră de pază probabil că dormea. Hai de Felicii, vorbește mai clar. Doar n-ai să-mi spui. Că asasinul a intrat peste mine, ba da, nu asta stat două ore Megre intenționa să-i vorbească despre Petion și despre drama din noaptea trecută, dar mai întâi voia să afle mai multe despre ce se petrecuse la capul horn. Hai și stai jos, da, aici, în grădină. Nu facem mutra asta. Acum fii calmă, nu te uita urât la mine și spune -mi frumos ce s-a întâmplat. Iar seară când am plecat erai foarte agitată, ce ai făcut? Ea răspunse disprețuitoare. Nimic. Bine, presupun că ai mâncat. Apoi ai închis ușile și ai urcat în camera ta. Am dreptate? Ești sigură că ai închis ușile? Totdeauna am închis ușile înainte să mă culc. Așadar, te-ai culcat. Cât era ceasul? Am așteptat jos până s-a oprit furtuna. Era adevărat că avusese cruzimea să o lase singură, deși știa că îi e frică de tunete și de fulgere. Ai băut ceva? Cafea. Probabil ca să dormi. Pe urmă, am citit. Mult timp. Nu știu, poate până pe la miezul nopții am stins lumina, eram sigură că se va întâmpla o nenorocire, v-am prevenit. Acum povestește nenorocirea. Râdeți de mine, n-aveți cât. Vă credeți mare șmecher. La un moment dat am auzit un scomot ușor în camera domnului Lapi. La drept vorbind, Megre nu credea o iotă din tot ce îi spunea și în timp ce o asculta, o privea cu atenție și se întreba unde voia să ajungă cu această nouă minciună pentru că mințea așa cum respira. Comisarul de poliție din FECAM transmisese telefonic informațiile cerute. Megre știa acum că insinuările lui Felicii legate de relațiile ei cu Jules lapii erau pure invenții. Avea o mamă și un tată. Mama sa era spălătoreasă, iar tatăl un bătrân bețiv care bântuia cheiurile, dădea o mână de ajutori și colo, mai ales când putea să tragă la șnapsuri. Fusese reinterogați vecinii, gospodinele cele mai vorbărețe, dar nimeni nu spusese că bătrânul la ar fi avut relații cu spălătorea sa. Când își căuta o servitoare, Jul la fusese sfătuit chiar de fratele său, dulgherul, să o ia pe Felicii, care venea uneori pe la el să-l ajute la treburile casei. Așadar, drăguțo, ai auzit un zgomot ușor. Firește, ai deschis imediat fereastra ca să alertezi polițistul care stătea de pază afară. Spusese asta cu ironie, iar ea dă din cap în semn că nu. De ce? Așa, pentru că bănuiesc nu voiai să fie arestat omul care presupune că se află în camera vecină. Poate. Continuă. M-am dat jos din pat fără să fac zgomot și probabil fără să aprins lumina, pentru că dacă ai fi aprins lumina, brigadierul Luca s-ar fi băgat de seamă. Obloanele nu se închid ermetic, prin urmare te-ai dat jos din pat. Nu ți era frică, deși tremuri la o amărâtă de furtună. Apoi, ai ieșit din cameră? Nu, imediat am lipit urechea de ușă și am ascultat. Era cineva de partea cealaltă a palierului. Am auzit cum se mișca un scaun. Apoi parcă o înjurătură înfundată. Am înțeles că omul nu găsea ce căuta și că se pregătea să plece. Ușa camerei tale era încuiată? Da. Și ai deschis-o ca să te repezi nenarmată în fața răufăcătorului care era probabil asasinul lui Jules Lapi? Da. Ea îl înfruntă sfidătoare. El fluieră ușor, admirativ. Prin urmare, erai sigură că nu-ți va face niciun rău? Evident, n ave cum să bănuiești că la ora aceea tânărul Petion era departe de aici la Paris. Ea nu se putea abține să nu strige. Ce tot spuneți? Ei, cât era ceasul? După m-am uitat la ceas, era trei și jumătate dimineața. De unde știți că Jacques... Ha, îi spui pe numele mic. Ia dați în pace la urma urmelor, dacă nu mă credeți, plecați de aici. Fie, n-am să te mai întrerup. A ieșit din cameră fără teamă, înarmată doar cu curaj și... Am primit un pumn în față. Omul a fugit, pe poarta grădinii tot pe acolo a și intrat. Megre ar fi vrut să-i spună cu toate vânătăile de pe fața ei, Ei bine, drăguțo, nu cred o iotă. Dacă din potrivă i-ar fi spus că se rănise singură, nu s-ar fi îndoit. De ce? Dar în acel moment privirea lui se opria asupra pământului încă umed al unui răzor. Ea observă privind aceeași direcție, zări urmele și schițând un zâmbet zise. Poate că picioarele mele au făcut asta. Megre se ridică. Vino. Intră în casă. Urmele de pământ lăsate pe treptele ceruite ale scării erau încă ușor de văzut. Deschise ușa de la camera bătrânului. Ai intrat aici?" Da, dar n-am atins nimic. Scaunul ăsta era în același loc ieri seară." Nu, era lângă fereastră." Felici se afla acum în fața marelui și fonier de nuc și pe fundul de pai împletit se vedeau clar urme de noroi. Prin urmare, nu mințise. Un om intrase într-adevăr în casă noaptea trecută, dar nu putea fi Petion, care la aceeași oră bietul de el se afla întins pe o masă de operație la Spitalul Bojon. Dacă Megre mai avea nevoie de vreo dovadă, o găsi în momentul în care se urcă și el pe scaun și privi deasupra șifonierului, unde niște degete se plimbaseră pe stratul gros de praf și cu ajutorul unei scule fusese ridicat o scândurică. Va trebui să cheme experții de la identitatea judiciară ca să fotografieze totul și să caute amprente dacă erau. Mai grav acum, încruntat, Megre murmură parcă numai pentru el. Și n-ai strigat. Știai că sub strata se află un inspector și ai tăcut. Ba, chiar ai avut grijă să n-aprinzi lumina. v am aprins-o în bucătărie unde mi-am umezit fața cu apă rece. Pentru că nu e așa. Din stradă nu se poate vedea lumina de la bucătărie. Cu alte cuvinte, nu voiai să dai alarma. În ciuda loviturii primite, voiai să-i lași agresorului timp să fugă. Iar în dimineața asta te-ai scula ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și nici atunci nu ai suflat o vorbă brigadierului. Eram convinsă că veți veni. Lucru ciudat era ceva copilăresc și asta îl supăra, se simțea parcă flatat că așteptase soțirea lui în loc să-i se adreseze lui Lucas. Ba chiar era recunoscător în sinea lui pentru «Eram convinsă că veți veni!» Ieși din cameră și încuie ușa. În orice caz, hoțul acela ciudat nu căutase decât pe șifonier. Nu deschisese niciun sertar, nu scotocise prin cotloane. Așadar, știa! În bucătărie, Felicia aruncă o privire în oglindă. Mi-a spus Adinaur că noaptea trecută a fost cu Jacques. Me greu privind de lung, era emoționată, se vedea clar, aștepta cu teamă, iar el îi zise pe un ton detașat. Mi-ai spus ieri că nu i amantul tău, că e doar un puștan." Ea nu răspunse. Noaptea trecută a avut un accident, un necunoscut a tras în el în plină stradă. A murit? Spuneți, Jacques a murit?" izbucni ea. O momeală ce ea se jena să mintă. Oare poliția nu are dreptul să folosească toate mijloacele ca să descopere un vinovat? Îi stătea pe limbă să-i spună că da. Cine știe ce reacție ar fi avut? Cine știe dacă... Dar nu a avut curajul. O văzut prea tulburată și întorcând în capul mormăi. Nu, stai liniștită, n-a murit, e doar rănit. Ea izbucni în hohote, cu fruntea în mâini, cu privirea rătăcită, strigă, disperată. Jac, Jac, dragul meu, Jac! apoi brusc își întoarse fața spre omul acela placid care evita să o privească. Și erați acolo, nu-i așa? Și n-ați făcut nimic. Vă urăsc, auziți? Vă urăsc. Din cauza dumneavoastră, da, din cauza dumneavoastră. Se trânti pe un scaun și continuă să plângă frântă în două, cu capul pe masa din bucătărie lângă râșnița de cafea. Din când în când se auzeau aceleași silabe. Jac, dragul meu, Jac! Oare pentru că avea inima împietrită, megre, care nu știa ce să mai spună, rămase o clipă în cadrul lui și făcu câțiva pași în grădina pustie, ezită, se uită la umbra lui pe pământ și în cele din urmă deschise ușa pivniței și trase din butoi un pahar de vin. Felisi plânsese și cozi înainte, dar nu la fel.